Da, domnul. Așa, ce să zic, te faci un pic de râs. Păi eu știu că Știi de mă ce? fac. Pentru că tu n-ai vorbit cu Iancu, cu bunica. Tu nu știi cu cine ai vorbit. Așa, altceva. Păi lumea, cine aude înregistrarea, dar îl cunoaște toată lumea pe el, știi cum e vocea. Telefon. No, numărul ăsta nu contează. Da, cui voce atunci? E a ta. La Așa. mâscat părâți un pui mei că tot tu te faci de rușine. Mă Știu, bucur. cunoștință de-a mea, știu atâta, tu știi, a sunat și m-a dat drept bine. Da. Nu, Da, cu... ce să faci, mai e și de astea când îți faci de lucru și ca să faci bani de pe... Dar tu ce treabă mai că își face sau nu-și face? Pentru că este o sesizare făcută, știi? Nu te iate și de poliție și de alte, nu te lua de Da? oamenii de rând. Păi da. Păi și domnul inginer, care nu mai este pădurar. Eu știu că e inginer, atâta tot. Nu, Din dar să... cunoștință. L-a știu și m-o scăpa râs când am văzut că Păi știe da, dar inginer. vezi tu că să... M-am dat drept el pentru că știa că nu știe nimic de el. Nu-l cunoști, nu nimic și scrie aiurea. Și am vrut să-ți găsești nașul, dar pe mine mai găsit. Nu ne dau de tine, sunt doi casă. Bună dimineața, acolo Silvi Pui. Bună dimineața, Andrei Câmpian de la Nu-i Zvăjătă, cu dumneavoastră vorbesc. Tot eu sunt în Aș comunitatea dori să-mi faceți Ancolica. și mie, aș dori să-mi Că faceți... numai eu sunt aici de servici, de pompiți. Aș dori să-mi faceți și mie legătura la șeful dumneavoastră. Dar cum să nu? Uite Vă acum. mulțumesc. Domnul Ghe. Întrerupt. Domnul Cătălin, parcă nu, sau... Da, da. Așa cum vă numiți, ok. Îi se confiscă ceva lemn și se duce la depozit. Sau se dă la o școală de copii. Să vă zic Nu la vreau. depozit. Acolo știu, asta a fost una dintre neregulile constatate, care e destul de Vorbesc gravă, la că... parchet, vorbesc la parchet la kilometru 32. Da, acolo, deci, unde s-a făcut controlul la partidele astea autorizate, nu s-au găsit nereguli. Și n-ați Dacă găsit, mă n-ați pot. văzut unde au fost pomii smulși din pământ. Acolo unde a avut el a fost o burătură de vânt. Pe unde? Pe un părău acolo? Sau Da, unde? da, 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 da. Aha, am înțeles. Alea, de ce nu Partida le-ați verificat? a lucrat mai de mult, știi? La partida aceea a lucrat mai Nu, de am mult. fost acum vreo săptămână și ceva și am surprins imaginile astea. Dar să fim bineînțeles, cum a urcat în sus, în stânga sau în dreapta, că mai e un agent acolo, ce eu vă zic detalii, că vă zic sincer, au avut o tăiere, o răritură. Dobărăturile au fost în cadrul drumului forestier care s-a făcut acolo, știți? Domnul Andrei, aveți perfectă dreptate. Urmă de aia v-am sunat că nu pot să vin astăzi. Bună ziua! Ce faceți? Ce să facem? Nu mai mă rupeți, a? Las-o așa, dacă doare, dar da, nu îmi pică bine. Bun. Hai să ai dat seama că ai greșit când mi-ai înjurat toată familia. Da, na, îmi cer scuze, ce... Din start are undeva la 5.000 de lei amendă și plus minus diferența din acte și cei în depozit, Și după măsurătorile care le-ați făcut voi sau care le-ați făcut până acum, are plus sau minus? Are undeva la 15 metri. Plus. Minus, dar și dacă e minus, trebuie să-l plătească. Că e plus, că e minus, el trebuie să-l plătească. Dacă e plus, se confiscă, dacă e minus, îl plătește, că nu-l are în gestiune. Nu știu, în parchetul fostul legii, Iancu, care l-ai postat ieri, el de-aia...